Stăteam de vorbă cu participanții de aici din platou, mai puțin cu doamnele care au ieșit într-o pauză, chiar în pauza de publicitate, și vorbeam despre cât de greu este să fii în casa Mireasa și cam cât de greu credeți voi că ar putea să fie în casa Mireasa. Cred că cel mai bine vă pot spune cele două, cam cât de greu este. Și nu vorbesc neapărat despre telefonul mobil, care nu există, nu vorbesc despre faptul că nu aveți acces la programele de televiziune preferate? Nimic. Uneori nu știți la nimic. Ce nici cărți de citit. Nici... Cu ce a dormit în gând? Legătura cu familia. Da. Cu familia noastră. Carina e aici, care casă e sau știe. Din... Și. Când, e cum? Foarte greu. Pentru că cei de acasă pot judeca foarte ușor, stând în fotoliu și cu picioarele pe masă, savurând un sandwich sau chipsurile preferate și bând o bere. Dar habar n-au cât de greu este acolo în casă și cât de greu se pot lua deciziile acolo în casă și câți factori contribuie, sunt în joc în momentul în care se iau decizii în casă. La fel legate și de nominalizări, legate de orice până la urmă și de ce dai comandă să ți se aducă de la supermarket. Câte discuții nu au fost de legate de lista de cumpărături și... Și vor mai multe, fi. Multe certuri. Sacrificii pentru dragoste. Dacă ești puternic și ai tărie de caracter, eu cred că poți să treci peste orice. Trebuie să-ți ocupi timpul cât mai frumos. Să faci până și urâtul să pară frumos. Alexandra, e ușor să vorbești, dar uite, de-a dreapta și de-a stânga ta... Sau două femei, una care se află acum în casa Mireasa și una care a fost în casa Mireasa. E foarte ușor să spui. Știi cum e? E ca atunci când vrei să ții cură de slăbire. Și spui, e ușor să ții cură de slăbire. Da, la după apare zile, ceva și... Dar totuși, haideți zile, atunci nu... să vorbim despre ce este acum în casa Mireasa. De exemplu, Marian. Îl văd, Doamne... Radiază, nu știu, îl văd atât de frumos și atât de cea bine. Mai frumoasă. Nu știu, și atât de liniștit. Pe o cine? Să te întrerup un pic. Alexandra, o să te întrerup un pic pentru că avem un susținător al Adelinei și aș vrea să vorbim. Alo, bună seara, doamna Liliana. Ia, bună seara. Cine sunteți, vă rog? Doamna Liliana din Austria. Așa. Nu, ce legătură aveți cu Adelina? La asta vă, că asta știam și v-am și spus pe nume direct. Aveți vreo legătură cu Adelina? Sunt urmă la emisiunii, da? Dar mă cunosc așa și în vedere și pe mama Adelinei. Ok. Vă ascultăm. Eu aș vrea să pun o întrebare. Dacă mama Adelinei ar suna la Mireasa să vorbească cu fiica ei și să spună ce se întâmplă la urzeala soacrelor, ar putea? Asta nu discutați cu mine, discutați cu producătorii de la emisiunea Mireasa. Dar... Da, știți de ce întreb asta? Că este foarte blamată. Cine anume? Adelina. Ok, au făcut videochat. Și Burlac au făcut videochat și ce s-a întâmplat? Nu-i nimica. Dar nu cred că am mai discutat despre chestia asta de săptămâni întregi încoace. El a spus. Chiar deloc. Da, nu vorbim, doamna Liliana, dacă v-ați uitat la noi, vorbim despre felul în care ea se comportă în... Aici vreau să ajung. Se comportă cum se comportă. De ce nu mama lui Alin să ia deoparte și pe Alin și pe Adelina și să-l întrebe pe Alin dacă vrea să continue cu Adelina? Nu s-o mai blameze atâta. Dacă o iubește, dacă simte ceva pentru ea. Pentru că Adelina să vede că îl iubește foarte mult. Și Alin, bună seara în primul rând. Da. Bună seara. Și Alin ține la ea, dar până la un anumit punct. Până când vede că geloziile și supărarea ei ajunge la... Deci nu se schimbă, mai bine să-i spună în față de pe la spate, să vină Carina, nici Carina, nici Alexandra, sora lui, ca femeie, să nu spuneți mie că dacă ar fi în locul lui Adelina, nu s-ar fi supărat dacă vine cineva, o femeie cu flori în spate și spune că îl vrea. Toată lumea a fost de acord că da.
N-a fost nimeni care să zică, vai, ce Adelina ar fi trebuit să sară într-un picior de fericire. Nu, în niciun caz asta. Eu zic așa, că mai bine sunt mama lui Adelina, că văd că are și ea fată și bine că o zis, o punctat chestia asta, că are și ea fată și o doare sufletul, mai bine să ia deoparte, să vorbească cu amândoi și unul în sus și unul în jos, decât să se chinuie așa, și Alin și Adelina. Că nici lui mama lui Adelina... E mamă și nu-i... Deci ce vede ea acum la televizor, vă dați seama că e mamă. În primul rând, eu am vorbit cu Adelina, dar intră pe ureche și iese pe cealaltă. Și nu numai eu, chiar toate mamele din casa a vorbit cu Adelina. Dar săraca, ea se vede că iubește, așa știe ea să se comporte. Nu se schimbă și dacă nu se schimbă, nu-i mai bine să-i spui în față, să-i spun Alin în față? Dacă Alin nu mai simte nimica pentru ea, nu iubește și are de gând cu altă fată, mai bine să-i spui în față. Dar dumneavoastră așa credeți că Alin... Spun odată. Poftim? Credeți că Alin așa are de gând? Da. Eu cred că așa, Alin are așa de gând, da. Și eu garantat mai sun o dată, dacă Alin se desparte de Adelina, Adelina nu mai stă în concurs. Nu cum o zis că stă în concurs, nu mai stă, pentru că Adelina s-a văzut. Adelina a făcut pași spre el, Adelina îl iubește, Adelina se supără din gelozie pentru că îl iubește prea mult. Și Alin nu. Și în primul rând Alin i-a zis lui Adelina, te rog frumos, schimbă-ți geloziile, supărările din orice, din... Deci Alin a vorbit mereu cu ea. Bună seara, doamna Liliana. În primul rând, eu nu cred că este vorba de iubire atâta timp cât îi spui iubitului tău și nu odată, nu de două ori, de nenumărate ori. Am văzut și pe Antena Play când îi spune: m-am săturat de tine, nu mai pot, m-am săturat de toți din casa asta, m-am săturat de tine. Ați văzut, așa știe ea să-și manifeste iubirea. Nu. Perfect, doamnă, și de ce l-a eliminat? De ce i-a dat votul spre eliminare? Da. Doar ea, doar singura fată, iubita exact lui, i-a dat votul. Alin, exact cum o zis Alin, din posesivitate. Vrea să-l aibă numai pentru el, că ea e orbită de el. Păi și unde credeți că se va ajunge? Doamna Lili, am o rugăminte la dumneavoastră. Din păcate, este aproape ora 9 timpul nostru de emisie s-a încheiat. Dar aș vrea să-mi promiteți că mâine seară deschidem emisiunea cu dumneavoastră, dacă aveți și disponibilitate, sau dacă nu, în timpul emisiunii, oricând sunteți disponibilă, aș vrea să reluăm conversația de aici. E bine? Mulțumesc, da, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult de tot.